Spune-ne cum e în România și când te întorci la treabă. În România bine, aici e familia mea, aici e soția mea, fetița mea, tot timpul mă simt foarte bine aici, tot timpul când am liber, vii aici, avem și casa aici și mă simt foarte bine, am prietenii, am jucat și înainte aici, așa că, cum am spus mai devreme, mă simt ca acasă aici în România. Dar tot Belarus, de ce? De ce Belarus? Am 3 ani, ultimii 3 ani din cariera mea am jucat acolo și acolo mă simt ca acasă. Am foarte mulți prieteni, știu mentalitatea lor acum, e mentalitatea proprie ca noi. I-am spus, un jucător trebuie să fie profesionist și trebuie să joace acolo unde se simte el cel mai bine. Și eu m-am simțit foarte bine acolo, să fiu sincer. Cum te-am spus, mă simt bine și sper să fiu cât mai mult acolo. Trebuie să fii nebun să pleci de la Dinamo Brest, un club de talia lui Dinamo Brest, pe unde a trecut chiar și Maradona. A fost, De ce? a, f a fost a f Dinamo Brest a fost a f e, și, e echipa foarte foarte bună, o echipa cu foarte nume foarte bun acolo în Belarus, dar prezidentul nostru a decis să ia o altă echipă și aproape jumătate din echipă, aproape antrenorii, doctorii, tot stafful din echipă o să mergem în altă echipă, RUC Brest. Și asta e viața, nu avem ce să facem. A fost decizia de președintele nostru și noi trebuie să facem ce spune el. A fost ciudat pentru tine să joci când tot fotbalul în lume s-a oprit? Nu a fost ciudat. Nu a fost ciudat pentru că i-am spus și mai devreme, eu sunt profesionist și nu decid eu ce să fac. Acolo federația a decis să jocem și noi trebuie să jocăm. Nu a fost ușor, dar nici foarte greu nu a fost. Singurul lucru că e greu acum, când am jucat atunci a fost pentru că jocam fără suporteri. Și pentru un jucător profesionist e foarte greu să joci fără suporte. Pentru fotbal se joace pentru suporte, nu se joace pentru noi. Și doar singurul lucru asta a fost greu. Dar nu ți-a fost frică Nu de COVID? mi-a fost frică pentru că tot timpul am făcut testul, tot timpul eram în control. Doctor zi de zi, aproape zi de zi venea să ne face teste, să ne vadă cum suntem. Adevărat, am ieșit și câteva prieteni mei cu COVID, dar fără simptome asta mare ce spune lumea. Suna toată lumea să te întrebe sau te invidiau prieteni fotbaliști că tu joci și ei nu? Nu mi-a invidiat, mi-a sunat, ți dai seama, mi-a sunat foarte multe lume pentru că a fost singur campionat din lume care jocam și am dat și interviuri în alte țări, în foarte multe țări din lume și așa mi-a întrebat și ei, dar eu te-am spus și mai devreme, nu avem, adică nu e decizia noastră. A fost greu, nu a fost ușor pentru că nici pe familia mea nu am văzut aproape 7-8 luni nu am văzut pentru că nu am putut să iau acolo, știi bine, cu COVID-ul, cu zborurile, cu avionurile, a fost foarte greu. Dar ce se pot să spun? Asta e munca noastră, trebuie să fim pozitivi și Doamne ajută să termine cât mai repede. Acolo te-ai mai întâlnit cu multă lume care a mai trecut prin România? Ai mai vorbit română și în Belarus? Am vorbit. Am avut Kamutovski, antrenor din portarii acolo, un băiat foarte bun. Eu nu știam de el înainte, dar băiat foarte bun. Mi-a ajutat și el mult când mi-am montat în echipa de Dinamo Brest, din altă echipă. Un băiat foarte bun. Am avut și câteva alți prieteni care au jucat aici, nu români, dar care au jucat aici în România. I-am spus și mai devreme. Mă simt foarte bine. Sigur, mă simt foarte bine acolo. Dar să ne gândim că la un moment dat o să revii în România, dacă aici e și familia, soția e româncă, poate așa, mai încolo în carieră? Nu se știe, niciodată nu se știe. Nu se știe niciodată pentru că în fotbal niciodată nu se știe. Cum e azi, nu e mâine. Așa că eu acolo sunt bine acum. În viitor, nu știu, Doamne ajută să fiu sănătos, să joc cât mai mult și vârsta mea acum nu mai e așa tânără. Dar ce pot să spun? Niciodată nu se știe. Aici m-am simțit bine, am fost foarte fericit că am avut o experiență la Dinamo. Mi-a ajutat mult și experiența aia la Dinamo pentru cariera mea de fotbal. Tot timpul urmărești campionatul aici. E un campionat bun, un campionat că are calitate și de ce nu? Acum vedem ce o să fie în viitor. Ce bani sunt în Belarus încât, dacă ne gândim că a ajuns, uite, chiar la Dinamo Brest, înaintea ta, bine, chiar și regretatul Diego Armando Maradona. Cu saci, bani? Pentru că sunt, acolo sunt echipe care au budget foarte, foarte, foarte mare și Dinamo Brest și prezidentul nostru are câteva business-uri și are
adică are budget foarte mare, a băgat foarte mult bani la Dinamo și așa cum o să bage și banii din echipa RUC, unde o să mergem noi. A venit Maradona, să vine Maradona, tu știi ce înseamnă, trebuie să ai mult, mult, mult bani. A venit, am fost singur, am fost foarte fericit că am văzut, pentru că pentru mine cel mai bun jucător care a jucat fotbal în toată istoria din fotbal. Și am avut posibilitatea să-i întâlnești pe el, să vorbim puțin cu el. A fost o experiență foarte bună pentru mine. Ai avut emoții? Am avut emoții pentru că Maradona e Maradona. Maradona nu o să moară niciodată. Așa că nu foarte multe lume au posibilitatea să-i întâlnești pe el. Deci nu se compară cu Liga 1, banii din Belarus. Adică e vreun club să se ridice? Nu, că sunt și aici cluburi, am vorbit și eu, am prieteni aici, sunt și aici cluburi care au budget mare, Steaua are budget mare. Deci au salarii mai mari ca acolo? Păi nu știu câte sunt salarii aici și nu cred că au... 15, 20 de mii, păi 30, așa, dacă... Sunt și acolo, 20, 25 sunt. 30, poate un jucător foarte bun. Nu ca la Dinamo, 2-3 mii de euro. La Dinamo nu știu cum e la Dinamo și chiar mi pare rău situația la Dinamo, pentru că echipa cel mai bună din România și e echipa care a avut tradiție. Echipa care a ieșit tot timpul jucătorii pentru România. Jucătorii foarte buni. Și cineva trebuie să face ceva, pentru că nu e bine pentru fotbal, pentru Dinamo, pentru suportul lui Dinamo, că sunt foarte buni. Și trebuie cineva să face ceva, pentru că e păcat. Șocat de ce se întâmplă acum la Dinamo cu acești spanioli? Da, da. Am auzit, luna asta am văzut pe televizor și cam știu tot ce întâmplă acolo și nu e normal. Ce înțelegi? Ce înțelegi? Ce poți să faci un jucător că nu ia bani 5 luni, 6 luni? E foarte greu. El are familie, are soție, are copii, nu poți să face nimic. Îți puteai imagina că vine un spaniol și își bate joc de un club ca și... Nu, niciodată. Eu am auzit acum, cât a venit de acum, 6 luni, o un an, am auzit că o să vină cineva și chiar am fost fericit, pentru că eu sunt fericit pentru tot echipe care am jucat. Eu sunt fericit să-i văd cât mai bine. Și am spus, haide, a scos și Dinamo din momentul ăsta dificil, dar ce vedem acum e mai greu cum a fost înainte. Ai strâns și tu niște bani în Belarus să-i ajuți, poate? Să te faci acționar? Că sigur ai mai mulți decât Cortasero. Nu sunt așa bogat. Nu e de glumă. Să vorbești cu președintele tău, poate. Vrea un club și în România. Păi nu vine el aici. Poate vorbim, cine știe. Poate vorbim. Așa cum te-am spus mai devreme, nu e bine. Nu e bine pentru mine. Nu, mine mi pare rău pentru jucători acolo. Pentru că eu sunt jucător și am fost în situația asta înainte, în alt club, dar... Și pentru suporteri și pentru toată lumea care iubește echipa Dinamo. Ai legătură cu vreo cineva de la Dinamo? Acum mai e cineva pe care să știi? Sau din conducere, poate nu? Din conducere nu prea, nu. Acum a schimbat mult, a trecut 10 ani, a schimbat foarte mult timp și nu cred că e cineva că a fost înainte acolo la Dinamo acum. Cred că a schimbat toată lumea. Și da. Nici jucătorii nu sunt. Majoritatea în lăsat de fotbal. Cine? Nu mai e nimeni. Cum? Torje? Păi Torje nu e la Dinamo. La Dinamo. Chiar joci în... Păi da, sunt câteva, dar majoritatea le-a dat totul, așa că... Ioan Andone, ai mai vorbit, dacă tot ești aici? Nu am vorbit, dar am respect foarte mare pentru el, pentru că el mi-a dus aici și el mi-a dat încredere. Eu am fost tânăr atunci și pentru un tânăr, un antrenor, cât îi dai încredere, ceva foarte, foarte bun și foarte... te da motivație în plus. Și am respect foarte mare. Nu m-am înțelit, dar... O să mi pare bine să mă văd uneori cu el. Pe Dario Bonetti, nu mai știu, l-ai prins? Nu știu de el. Se vorbește și acum că ar putea veni și nu el. Nu știu, ar fi poate o soluție bună. Nu știu. Nu cunosc pe omul, nu știu cine e antrenorul ăsta și nu am auzit... Acum este secundul lui Cosmin Contra, Geri Gane, care a fost la Națională cu Cosmin Contra. Contra știu, te dai seama, Contra știu și când a jucat fotbal, a fost unul de cel mai buni din România, a jucat cu echipe foarte mari și ca antrenor a făcut lucruri foarte bune. Dar ce poți să faci un antrenor când tu nu-i dai banii pe jucătorii 5-6 luni? Ce poți să faci? Cum poți să vine să joci un jucător, el poți să are cel mai bun calitate, poți să fie un jucător foarte bun, dar când vine acolo... Mai știi când a fost vorba să vii în România, ce ți-ai spus prima dată, măi, unde... Ce fac în România? Să mă duc, să nu mă duc? Apoi s-a dovedit că aici ți-ai găsit și familia aici, ai luat și... Nu, eu am venit dintr-un club cel mai mare din România și eu am fost chiar fericit când am venit atunci în România, pentru că Dinamo București
nu se cunoaște. Ai stat pe gând. Nu se cunoaște doar aici. Dinamo București se cunoaște și în Europa. Echipa care a făcut lucruri foarte bune în fotbal. Nu doar aici, și în Europa. Și eu nu am stat nici pe gând. Am venit așa cu cel mai mare plăcere. Care a fost cel mai frumos moment pe care l-ai trăit la Dinamo? La Dinamo? Măi, să fiu sincer, eu la Dinamo nu e că am făcut ceva foarte, pentru că a fost și prima... Nu am cupa, nu am. Am pierdut noi cupa atunci cu Steaua, dar m-am simțit bine pentru că a fost o experiență foarte bună. Și a fost prima dată că eu ieș din țara mea, am fost și tânăr, nu prea am avut foarte mare experiență afară țara mea și... Dar, sincer, am spus și mai devreme, am fost o experiență foarte bună. E dor de un Dinamo Steaua, de exemplu? Mi-e dor, dar nu mi-e dor acum, cum nu vine nimeni în stadion, nu are voie nimeni, mi-e dor să fie stadionul full, cu suporteri, cu lume, cu certuri, cu așa. Uneori și certuri în stadion sunt lucruri că te dau motivație. Impresionat și de ceea ce fac suporterii acum, se adună în Socios pentru a aduce bani să salveze echipa? Păi de asta de-am spus și mai devreme, pentru că am auzit și ei facem tot. Și nu trebuie să ajunge echipa asta, pentru că are pentru mine are cel mai bun suporter din țară aici, din România. Și ei merită să au o echipă bună, o echipă cu cum a fost înainte. Fotbalul din Liga 1 cum ți se mai pare? Adică, uite, FCSB nu mai câștigă titlul de mult, CFR Concea acolo, Craiova a început și ea să arate bine de ceva timp încoace. Am urmărit, continuam să spun mai devreme, sunt și jucători buni, talentați, așa tineri, am văzut câteva foarte buni. Cam cine așa spune? Nu mai e cum a fost înainte, când jocam eu parcă era mai am fost mai multe echipe bune, știi? Era Rapid, era Oțelul, Timișoara, Petrolul, nu mai știu acum, Cluj, am fost foarte multe echipe și când mă aduc aminte acolo, când jocam noi, orice meci era foarte greu. Și acum văd câteva echipe că eu nu am auzit înainte, știi? Sunt așa, bine, a schimbat mult, nici Steaua nu e Steaua, spune-mi, eu nu înțeleg nimic, uneori nu înțeleg nimic, dar asta e, nu pot să facem nimic, important e că... Nu, important e că echipe ca Dinamo, ca Steaua, ca Rapid, cu nume, cu tradiție, trebuie să fie în prima ligă, pentru că doar așa poți să merge fotbal înainte aici.